Mă joc de câteva zile cu noul Huawei MateBook X, unul dintre cele mai compacte, subțiri și ușoare laptopuri pe care le-am folosit vreodată. Salut! Eu sunt Tudor din partea mobilissimo.ro, iar în acest video veți afla opinia mea despre cel mai nou ultrabook Huawei. Laptopul vine într-o cutie albă cu inscripția Huawei MateBook X pe partea superioară. Aceasta se desface într-un mod interesant, iar la interior găsim laptopul. Mi-a plăcut faptul că, atunci când deschidem cutia, laptopul este puțin ridicat. În interior mai găsim și un adaptor de la USB-C la USB-A, VGA și HDMI, dar și încărcătorul de 65W. Desigur, aici avem și manuale de instrucțiuni și certificatul de garanție. Huawei MateBook X este construit din materiale premium. Carcasa este realizată dintr-un aliaj de aluminiu și magneziu, ceea ce oferă un mare ajutor la disiparea căldurii și, totodată, asigură și un feeling plăcut la utilizare. Mi-a mai plăcut și faptul că este foarte subțire, având o grosime de doar 1,36 cm. De asemenea, laptopul este ușor, cântărind doar aproximativ 1 kg. Mi-ar fi plăcut ca piciorușele de la baza laptopului să fie realizate dintr-un material care să nu permită acestuia să alunece pe multiple suprafețe. În rest, Huawei MateBook X este realizat din materiale de calitate, oferind o senzație premium în timpul utilizării. Când vine vorba de display, Huawei MateBook X vine cu un ecran de 13 inch, cu o rezoluție de 3000x2000 de pixel și o rată de acoperire a părții frontale de 90%. Îngustarea marginilor se datorează ascunderii webcam-ului în interiorul tastaturii. O soluție ingenioasă, zic eu. Acest display oferă unghiuri largi de vizualizare și o luminozitate de 400 de niți, care îl face utilizabil și în lumina puternică a soarelui. Totuși, trebuie să apreciez faptul că acest ecran are touchscreen. M-a impresionat includerea acestei funcții pe un display aflat într-o carcasă atât de subțire. Desigur, această funcție contribuie semnificativ la experiența de utilizare. La capitolul performanță stăm bine. Avem aici un procesor i5-10210U, cu 4 nuclee și o frecvență ce poate ajunge până la 4,2 GHz. Acesta este ajutat de 16 GB de RAM LPDDR3 la 2133 de MHz și de un SSD de 512 GB. Laptopul este excelent pentru orice în afară de gaming și editare video. Procesorul livrează o performanță foarte bună, în timp ce asigură un consum redus de energie. Experiența de utilizare este una fără pic de lag, ceea ce este foarte bine. Răcirea se face prin intermediul carcasei de aluminiu, aici optându-se pentru renunțarea la ventilatoare pentru ca laptopul să fie mai subțire. Nu am observat urme de supraîncălzire, deci sistemul de răcire a fost gândit bine. Cât despre baterie, aici avem una de 42 Wh care oferă o autonomie lungă. Acest lucru este un mare plus pentru un ultrabook. Încărcarea se realizează rapid cu alimentatorul de 65W din cutie. În aproximativ o oră și jumătate este încărcat complet. La capitolul sunet stăm bine. Avem aici 4 difuzoare, adică 2 de 2W și 2 de 1W. Acestea se aud foarte bine, având un volum puternic și un bas decent. Avem aici și două microfoane care se aud bine în timpul convorbirilor. Per total, experiența audio este una fantastică. Huawei MateBook X vine cu o tastatură excelentă. Este clicky, cu o cursă scurtă și cu spațiere foarte bună. Am folosit acest laptop pentru a redacta articole și pot spune că a oferit o experiență plăcută. Ceea ce este de mare ajutor este iluminarea tastaturii. Da, această tastatură este iluminată și poate fi un avantaj noaptea. Touchpad-ul este fin și precis, gesturile funcționează bine și asta fără a le recunoaște din greșeală. Consider că pentru un ultrabook, experiența oferită de tastatură și touchpad este una foarte bună. Când vine vorba de conectivitate, laptopul Huawei MateBook X vine cu suport pentru Wi-Fi Dual Band și Bluetooth 5.0.
Pe partea de porturi primim două intrări USB-C și o mufă jack. Era să uit, acest laptop vine cu un senzor de amprente integrat, care este foarte rapid. De multe ori am susținut faptul că Huawei are unul dintre cele mai dezvoltate și bine integrate ecosisteme. Prin urmare, aici găsim Huawei Share, o funcție care conectează telefonul sau tableta dumneavoastră Huawei la laptop. Prin intermediul acesteia, puteți controla device-ul dumneavoastră sau transfera fișiere, totul fără a fi necesar un cablu. Huawei MateBook X vine cu Windows 10 Home preinstalat. Pe lângă sistemul de operare, Huawei a instalat și câteva aplicații pentru a îmbunătăți experiența de utilizare, Huawei PC Manager, Huawei Share și Display Manager. După câteva zile de când mă joc cu noul Huawei MateBook X, acesta mi-a făcut o impresie foarte bună. Este un laptop portabil, subțire și compact, perfect pentru a-l lua în deplasări. Performanța este și ea foarte bună, procesorul fiind optimizat și pentru a consuma mai puțină baterie. Display-ul este superb, mare, margin subțiri și cu touchscreen. Este perfect pentru web browsing, conținut video și nu numai. Cred că Huawei MateBook X este un laptop destinat pentru cei ce doresc un ultrabook perfect pentru liceu, facultate sau deplasări. Cam atât pentru moment. Acesta a fost Huawei MateBook X, cel mai nou laptop de la Huawei. Sperăm că v-a plăcut. Cu voi a fost Tudor, iar până data viitoare, eu vă spun la revedere!